Salutare, Betania Kids, și bine v-am regăsit! Astăzi vin către voi cu un nou episod din seria Ce învățăm de la un pliculeț de ceai de data aceasta. Cu pretextul acesta vă și invit să bem împreună o ceașcă de ceai sau un pahar. Am pregătit și pentru voi. Eu aici, în cana mea, am ceai de cuișoare și cimbru. Știți de ce? Pentru că am nevoie să-mi repar vocea. Problema este însă că mie nu-mi place ceaiul de cuișoare și cimbru și tare mi-aș dori acum să am în această cană un ceai de zmeură delicios. Așa că o să-i poruncesc ceaiului meu să se transforme, înțelegi, ceaiule? Vreau să beau ceai de zmeură. Hai tu, te rog, transformă-te, că ne văd copiii. Nu vrea să se transformă. Oare știți de ce? Desigur că știți răspunsul. Evident că niciodată ceaiul din cana mea nu o să se transforme în nimic altceva decât ceea ce a fost de la început. Din momentul în care am pus în apa fierbinte cuișoare și cimbru, el a rămas cu această aromă. Nu se va mai schimba decât dacă adaug eu ceva, altfel nu. Ei bine, aici pentru voi mai am câteva pliculețe de ceai super, super delicioase și diferite între ele. Aici, de exemplu, am rodie cu zmeură. Oare ce aromă răspândește? Păi, logic, de rodie și zmeură, nu-i așa? Aici am portocală cu piersică, aici am mentă, aici am ghimbir, pentru cei cărora le place ghimbirul. Aici am, de exemplu, mușețel cu miere și vanilie și mai sunt câteva sortimente super interesante. Aș vrea să vă dau acum și vouă ceai și să vă imaginați împreună cu mine ce aromă ar putea avea ceaiul acesta care pe pliculeț are rodia și zmeura. Ce aromă credeți că va avea? Evident, o să spuneți voi, parcă vă și aud cum ziceți, Lidia, o să aibă aromă de zmeură și rodie. În celălalt, o să pun un pliculeț care are înăuntru ceai de mușețel și vanilie, cu puțină miere. Ce frumos miroase aici la noi! Ei bine, ceaiul acesta, dacă îl miros bine, chiar are aromă de zmeură și puțin rodie. Ceaiul acesta, deși nu e total infuzat încă, deja miroase a mușețel. Și ceaiul din cana mea, vă spun sigur, miroase a cuișoare și cimbru, un lucru care te face sănătos chiar dacă nu e neapărat gustos. Și acum întrebarea mea vine cam așa. Ce învățăm noi de la aceste pliculețe de ceai? Pentru că până la urmă, de aia ne-am întâlnit la o poveste. Să învățăm ceva împreună. Dragii mei, vreau să vă gândiți la următorul lucru ori de câte ori veți bea de azi încolo ceai. Pliculețul pe care voi îl puneți într-o cană și turnați peste el apă fierbinte, întotdeauna va avea doar aroma pe care a avut-o de la început. Nu și-o va putea schimba pe parcurs. Ei bine, ceea ce ar fi trebuit deja să vă dați seama este faptul că fiecare pliculeț va răspândi în apa fierbinte doar aroma pe care a avut-o deja în interiorul lui. Dacă în apa fierbinte intră un pliculeț de zmeură, gustul și aroma va fi zmeură. Dacă intră un pliculeț de mușețel, va fi mușețel gustul și aroma. Așa și voi, copii. Imaginați-vă că sunteți ca un pliculeț de ceai pus în apa fierbinte de la școală, de la grădiniță sau chiar de la locul de muncă. Atunci când cineva îți spune cuvinte într-un anumit fel care poate nu-ți convin și te încinge așa sau face un gest către tine care nu-ți convine și iarăși te încinge, tu, dinăuntrul tău, din inima ta, din gura ta, vei scoate cuvinte
și reacții pe măsura ceea ce ai pus în tine. Și vreau să vă citesc în privința asta un verset din Biblie. Proverbe 4 cu 23 spune așa: Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ce aromă ai în inima ta? Bunătate, dragoste, pace, răbdare, bucurie, cuvinte blânde și înțelepte? Sau aroma ta e una mai puțin plăcută? Tare mi-aș dori ca Dumnezeu să te ajute ca în pliculețul inimii tale să strângi o aromă bună și atunci când presiunea colegilor, a prietenilor sau a diferitelor situații din viața ta vor veni peste tine, tu să răspândești o aromă de copil de Dumnezeu în jurul tău. Până la un nou episod, Betania Kids vă invit să fiți cele mai aromate și gustoase pliculețe de ceai din locul în care trăiți. Pe curând!